Astăzi voi vorbi despre detoxifierea organismului, primul pas către un corp sănătos. Pentru început, vreau să urmărim cu atenție următoarea imagine. Aici observăm o încăpere în care cred că nu s-a făcut curățenie de ani buni. Oare voi ați putea sta într-o astfel de cameră? Dar dacă ar trebui să vă mutați în ea? Eu sigur n-aș rezista nici măcar o zi. Primul gând ar fi să facem curățenie generală, ba mai mult, chiar o renovare. Probabil că am dat jos tapetul și am pune altul în loc, am schimbat chiar și mobila. Mai bine zis, am schimbat absolut tot ce e acolo. Dar pentru astfel de renovare este nevoie de timp. După ce a trecut de etapa renovării sau a curățenii generale, camera arată atât de frumoasă și curată, luminoasă și colorată, aproape că te invită să citești o carte bună, să savurezi un ceai, să meditezi, practic să te bucuri de un loc în care te simți bine și relaxat. Acum, haideți să ne imaginăm că această cameră ar fi, de fapt, corpul nostru. Care din cele două imagini credeți că reflectă realitatea interioară? Noi avem grijă să facem duș în fiecare zi, să ne îngrijim tenul, să ne spălăm pe dinți, dar totul este doar la exterior. Iar acum, în contextul pandemic, ne spălăm și ne dezinfectăm mâinile de mai multe ori pe zi. De câte ori, în schimb, am făcut o renovare sau o curățenie generală interioară a organismului nostru? Pentru aceasta, soluția este detoxifierea organismului, care este o știință și o artă în același timp, o soluție necesară. În natură, detoxifierea este un proces continuu și permanent, prin care trec toate formele de viață. Din cauza activităților cotidiene, care implică stres, oboseală, alimentație dezechilibrată, capacitatea de detoxifiere a organismului nu mai este suficientă, ceea ce duce la acumularea toxinelor în corp. În acest moment, e bine să ne ajutăm organismul pentru o detoxifiere care este necesară și binevenită. Așadar, detoxifierea este cheița de aur care deschide poarta către natură și care face posibilă regenerarea și redobândirea sănătății și a vitalității. Detoxifierea organismului presupune un regim care să ne facă să avem un stil de viață sănătos. Organismul nostru este asemenea unui motor care, pentru a funcționa corect, are nevoie de o sursă de viață. Dacă nu alimentați mașina cu combustibilul corespunzător, ea nu va funcționa corect și probabil că se va opri într-un final, nu-i așa? Îmi amintesc de o excursie în Maramureș pe care am făcut-o cu colegii mei. Înainte să plecăm, unul din ei, fiind după gardă, a pus motorină în loc de benzină. Așadar, în loc să plecăm dimineața, am plecat seara. Același lucru se întâmplă și cu organismul nostru. Fiindcă oamenii au ales cu bună știință să-și umple corpul cu combustibil necorespunzător, adică alimente care lasă în țesuturi cantități mari de deșeuri alimentare, ei trebuie să-și curețe organismul și să elimine aceste reziduri sau să suporte consecințele. Bolile nu sunt altceva decât semnale și simptome care reflectă nevoia organismului de a se curăța și reconstrui. Prin detoxifiere, organismul încearcă să-și mențină curățenia și rezistența. Acest fenomen se produce prin transpirație provocată de febră, prin vomă, diaree, urinări frecvente, răceli, gripă și prin simpla evacuare cotidiană. Cu cât este mai intoxicat organismul unei persoane, cu atât va fi mai intens procesul de detoxifiere. Să luăm ca exemplu simpla bronșită. Dacă la primele semne de bronșită pe care le manifestă organismul v-ați dus la doctor și el v-a recomandat antibiotice, simptomele de bronșită vor dispărea. Acest remediu nu a vindecat însă inflamația sau congestia, ci doar a asistat evoluția procesului de eliminare sau manifestarea simptomelor. Rezultatele vor crea iluzia vindecării acestei stări inflamatoare. Iar data următoare, când organismul va încerca să curețe această inflamație, l-ar putea manifesta simptome de pneumonie. Aceste simptome se pot agrava, iar inflamația se poate răspândi spre zone mai profunde, fiindcă nu ați permis plămânilor și bronhilor să se curețe corect și complet de la început. E ca și cum am ascunde praful sub preș. Detoxifierea este unicul răspuns logic, fiind singura capabilă să producă o vindecare de durată și începe invariabil prin curățarea sistemului digestiv.
Degradarea sănătății intestinelor este principala cauză a apariției majorităților problemelor de sănătate. Intestinul gros este oglinda sănătății noastre. Este primul organ pe care trebuie să-l îngrijim înainte de a se produce efectiv o vindecare la nivelul întregului organism. Așadar, curățenia generală interioară a organismului nostru începe cu intestinul gros. El este cel care preia șocul toxic al alimentelor solide și lichidelor acide. Multe dintre aceste alimente inflamează și slăbesc structura. Anumite alimente acționează asemenea cleiul, lipindu-se de pereții intestinali. Multe alte alimente sunt atât de abrazive, încât, ca să se protejeze, peretele intestinal este obligat să producă un exces de mucozități. Acestea se depun pe pereții intestinali. Toți acești factori afectează capacitatea tractului gastrointestinal de a digera corect hrana și de a asimila substanțele nutritive. Săptămâna trecută am discutat despre sistemul limfatic, care este sistemul sanitar al organismului. Trebuie să dispună de o cale de evacuare a toxinelor din organism. Iar tractul gastrointestinal joacă un rol esențial în funcționarea sistemului limfatic. Rinichii, tractul gastrointestinal și pielea sunt magistralele principale care permit eliminarea rezidurilor din organism. Dacă rinichii, pielea și mai ales colonul sunt lezate sau se înfundă, sistemul limfatic se va bloca la rândul lui. Vă puteți imagina cu ușurință ce s-ar întâmpla acasă dacă s-ar bloca ghena de gunoi sau canalizarea. Canalele s-ar înfunda și toate gunoaiele ar defula. Majoritatea oamenilor ar pleca de acasă dacă s-ar întâmpla așa ceva, dar găsesc o soluție pentru a desfunda canalizarea. Lăsând casa deoparte, haideți să vedem ce se întâmplă în interiorul organismului nostru. Sănătatea optimă a intestinului gros este confirmată de tranzit intestinal produs la scurt timp după fiecare masă. Însă, majoritatea oamenilor se confruntă cu o problemă. Și această problemă este constipația. Constipația este, din multe puncte de vedere, o problemă serioasă pentru organism, printre altele fiind cauza absorpției de materii intrate în putrefacție, provenite din alimentație și reținute în organism. Dacă tranzitul intestinal este încetinit, atunci procesele de fermentație și putrefacție se vor intensifica. E ca atunci când nu scoatem gunoiul timp de 2-3 zile. Toxinele vor trece direct în fluxul sanguin, iar efectele vor fi cefalee, lipsa clarității în gândire sau confuzie, balonare, dureri abdominale și chiar aritmie cardiacă. Nu trebuie să treacă o singură zi fără a avea scaun. Asigurați tranzitul intestinal consumând fructe și legume crude și proaspete și folosiți suplimente nutritive bazate pe o rețetă de reglare a tranzitului intestinal până la curățarea și însănătoșirea colonului. Intestinul gros este cel mai activ dimineața, între ora 5 și ora 7. Este foarte bine să ne trezim în acest interval și primul lucru pe care să-l facem este să bem apă caldă pe stomacul gol. Este extrem de important să menținem starea de curățenie și de sănătate a tractului gastrointestinal. În lumea materială, orice formă de viață preia energie, o metabolizează și elimină apoi ceea ce rămâne neprelucrat. Majoritatea cazurilor, aceste procese se produc în mod automat. Cu toate acestea, omul este singura ființă de pe această planetă care hotărăște singur ce alimente să consume. Tot oamenii sunt cei care decid să modifice compoziția chimică și încărcătura energetică a hranei prin prelucrarea, prepararea și transformarea sa în produse alimentare. Prin aceste prelucrări, caracteristicile naturale ale hranei sunt denaturate și, prin urmare, se modifică modul în care ea va fi metabolizată de organismul uman. În acest mod, multe dintre alimente devin iritante, stimulează formarea de mucozități și inflamații în organism. Evoluție sau involuție, cum o priviți? Cum ajutăm organismul să se detoxifice? Este important să știm câte ceva despre alimentele pe care le consumăm. Alcalinitatea este cel mai mare agent de detoxifiere a organismului, așa încât alimentele care produc alcalinitate vor detoxifia organismul. Alimentele de acidificare încetinesc, inhibă sau blochează procesul de detoxifiere. Ele sunt inflamatoare,
și formează mucozități în organism, provocând în final lezarea țesuturilor, adică distrugerea lor. Acizii pot deveni radicali liberi, provocând leziuni tisulare, dacă nu sunt legați în antioxidant și eliminați. Așadar, mâncarea fie hrănește, purifică și reconstruiește organismul, fie îl distruge. Spuneam mai devreme că alcalinizarea este procesul care inițiază detoxifierea. Dacă alcalinizarea neutralizează acidoza, detoxifierea nu numai că va alcaliniza organismul, dar îi va furniza și energia de care are nevoie în procesul de autopurificare. Putem compara alimentele alcaline cu iarba, dacă tot este acest anotimp acum. Ele răcoresc și alină țesuturile inflamate și accelerează funcțiile celulare. Prin digestie, aceste alimente lasă în organism mai ales cenușa de calciu, magneziu, sodiu și potasiu, producând o reacție și o stare alcalină. Organismul uman este predominant alcalin. Majoritatea lichidelor organice sunt sau ar trebui să fie alcaline, inclusiv sângele, saliva, urina, lichidele sinoviale, adică lichidele articulații, lichidele cerebrale și enzimele digestive, cu excepția celor din stomac. Dacă aceste lichide devin acide, se poate ajunge la degradare. Singura cavitate acidă din organism este stomacul. Aici se produce descompunere inițială a proteinelor. Enzimele prezente în cavitatea bucală, în pancreas și intestine, sunt utilizate în digestie alcalină. Dacă vrem să aibă loc procesul de detoxifiere, este esențial să consumăm alimente care alcalinizează. Alcalinizarea este cheia succesului în procesul de regenerare și de însănătoșire al organismului. Un exemplu care ilustrează importanța alcalinizării este prezent în medicina de urgență, în camera de gardă a spitalelor sau, în alte cazuri, în tratamente de urgență la fața locului, pacientului se administrează intravenos soluție salină normal, care este o soluție de sodiu. Sodiu mai este supranumit marele alcalinizator, deoarece permite inversarea procesului de acidoză. Acidoza este sinonimă cu durerea, tumefierea și inflamația. Fructele și legumele în stare crudă intervin în același sens ca și soluția salină obișnuită, dar au proprietăți energizante și nutritive mult mai puternice. Organismul nu poate atinge un nivel corespunzător de alcalinitate în lipsa unui consum de alimente naturale, crude și vii. Alimentele alcaline, cum sunt fructele și legumele, constituie hrana naturală adecvată omului. Alimentele proaspete, care nu sunt preparate și mai ales fructele, au proprietăți de autopurificare. Nu numai că aceste alimente hrănesc organismul, dar ele îi mențin și curățenie interioară. Hrana zilnică ar trebui să conțină în proporție cel puțin 80% alimente care produc alcalinizare. Practic este legea Pareto, 80% alcaline și 20% acide. În ceea ce privește, în schimb, alimentele care creează aciditate, le putem compara cu focul. Alimentele care creează aciditate au un conținut ridicat de sulf, fosfor și azot. Sunt alimente preponderent proteinice, bogate în aminoacizi. Această categorie de alimente include, printre altele, carne de orice fel, ouăle, cerealele, fasolea, nucile, produsele lactate pasteurizate, roșiile preparate la foc. Anumite alimente acționează ca un clei lipindu-se de țesuturi, în timp ce altele conțin compuși chimici letali și metale grele. La toți acești factori nocivi se adaugă aerul pe care îl respirăm, denaturant prin saturare de substanțe chimice și produsele pe care le folosim pentru igiena personală și a locuinței. Și mediul înconjurător își exercită influența asupra noastră. În prezent, practic fiecare gură de aer pe care o inhalăm este de natură să formeze acizi în organism. Mulți oameni consumă alimente preponderent acide. Remarcăm cu toții ce tipologie diversă de inflamații, ulcerații, tulburări digestive și forme de cancer predomină în lumea întreagă. Din cauza conținutului ridicat de fosfor și de azot al acestor alimente, organismul pierde calciu, dar și alți electroliți, fiindcă folosește cantități însemnate din aceste minerale alcaline pentru tamponarea elementelor acide. Cel mai bine este ca hrana zilnică să cuprindă alimente acide numai în proporție de cel mult 20%.
Alimentele alcaline trebuie consumate mai ales primăvara, vara și toamnă, când temperatura de afară este mai ridicată. În perioadele de frig ale anului, ponderea alimentelor acide poate fi mai mare. Nu uitați, contrariile se atrag și produc armonie. Când temperatura de afară este ridicată, adică acidă, trebuie să consumăm hrană cu temperatură scăzută, adică alcalină. Și e valabil și invers. Deoarece Homo sapiens este o specie alcalină, organismul uman este pregătit din punct de vedere biologic pentru alimentele predominant creatoare de reacții alcaline. Aceste alimente sunt cele care induc stare de sănătate și de vitalitate, în timp ce alimentele care creează aciditate vor induce boala. Alegerea ne aparține. Adevărata detoxifiere trebuie să se producă la toate nivelurile organismului. Dacă vreți să vă redobândiți adevărata sănătate și vitalitate, trebuie să vă purificați nu doar corpul fizic, ci și gândurile, dar și sentimentele. Cu alte cuvinte, este necesar să existe un echilibru între corpul fizic, mental și emoțional. Energia se mișcă liber între cei doi poli opuși. Medicina tradițională chineză, acești doi poli sunt denumiți yin și yang. Aceste energii, pozitivă și negativă, deși sunt din aceeași esență, au efecte diferite asupra corpului fizic și a persoanei. Spre exemplu, stările emoționale de furie și de iubire afectează gândurile și corpul fizic în moduri diferite. Furia creează stres și comprimă fluxul sanguin și limfatic din organism. Ea închide ermetic ficatul și pancreasul, afectând astfel digestia și supra-solicită glandele suprarenale, provocând eliberarea excesivă de hormoni și neurotransmițători. Toate aceste stări vor induce aciditate. Pe de altă parte, iubirea creează reacții opuse. Ea accelerează fluxul sanguin și limfatic, intensifică digestia și evacuarea prin rinichi și produce alcalinizarea întregului organism. Altfel spus, furia provoacă boală, iar iubirea aduce vindecare. Gândurile și stările afective se lipesc de celulele asemenea cleiului, dând naștere unor blocaje subtile pe care omul le poate purta cu el toată viața. Conform filozofiei taoiste, acceptarea, însușirea și acțiunea potrivit principiului yin-yang înseamnă atingerea unei stări de armonie cu universul, ceea ce ar duce la o viață fericită și lungă. Unul dintre cele mai renumite stiluri care au înglobat acest principiu este stilul Tai Chi Chuan sau simplu Tai Chi. Este asociat unui dans de viață lungă. Tai Chi-ul este o meditație prin mișcare, potrivit pentru toate grupele de vârstă și condiție fizică. Presupune concentrarea celui care îl practică, să trăiască în prezent și să înlăture gândurile care ar putea distrage atenția. Care sunt beneficiile oferite de Tai Chi? Tai Chi-ul diminuează stresul și anxietatea, stimulează sistemul imunitar și energia organismului, reglează tensiunea arterială și susține activitatea funcției cardiace, îmbunătățește postura, echilibru și coordonarea, le dă pace interioară, îmbunătățește somnul și atenția. Eu practic Tai Chi-ul de aproape 15 ani și vă recomand cu toată încrederea. Pentru cine dorește, la finalul prezentării mele, voi atașa în chat link-ul cu un filmuleț care vă poate fi ghid în inițierea dumneavoastră. Mișcările sunt simple și ușor de practicat. Vreau să vă spun că l-am cunoscut personal pe maestru prin acest filmuleț, așa că dacă v-am făcut curioși, dați click pe link. Multe persoane au acumulat sulf în urma ingestii de medicamente pe bază de sulfamidă, care sunt un puternic inhibitor al sistemului limfatic. Sulful trebuie eliminat din organism pentru ca limfa să poată circula liber, corect și eficient. Deoarece limfa este vehiculul care transportă celulele imunitare și funcționează ca sistem sanitar pentru fiecare celulă organică, vă dați seama cât este de important menținerea în funcțiune a sistemului limfatic. Prin urmare, consumați fructe și legume, fiți activi, consumați suplimente nutritive, beți apă, mai mult beți apă cu suc de lămâie, odihniți-vă. În continuare, vreau să vedem împreună la ce rezultate finale ale procesului de curățare a organismului putem ajunge. Un prim beneficiu al detoxifierii este creșterea energiei, de fiecare dată mai dinamică și mai evidentă, dar și respirația devine mai profundă.
Putem vorbi și de o mai mare acuitate a mirosului, gustului și auzului. Acolo unde este cazul, se poate ajunge la o reducere sau eliminare a formațiunilor tumorale. Crește rezistența, se îmbunătățește circulația, pielea devine mai netedă și mai fină, gândirea mai clară, se îmbunătățește memoria, dispar simptomele de boală, se normalizează valorile glicemice și tensiunea arterială. Ne putem bucura de o relație mai profundă cu Dumnezeu și cu natura, dar și de sentimente intense de fericire, bucurie și bunăstare. Dispare erupțiile cutanate, se îmbunătățește tranzitul intestinal, funcția renală, vederea. Are loc inversarea procesului de îmbătrânire. Virusurile ne vor ocoli, revenind sentimentul de bine și sănătate și multe altele. Cred că oricine își dorește să beneficieze tot ceea ce am enumerat pe acest slide, iar vestea bună este că Tiens vine în ajutorul nostru cu o gamă de produse de o înaltă calitate, care ne sunt utile în procesul de detoxifiere a organismului. Personal, eu folosesc doar aceste produse pentru a-mi susține organismul în efortul său de autodetoxifiere și fortificare a celulelor. Iar dumneavoastră nu vă doresc decât să aveți multă răbdare și perseverență, acordați-vă timp pentru propria persoană și fixați-vă drept obiectiv nici mai mult, nici mai puțin decât sănătatea. O viață din care bolile au dispărut. Vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă doresc multă sănătate și doar bine în viață. O seară minunată! Eu vă mulțumesc pentru transmiterea comenzii la slide-uri și vă salut pe toți, vă spun bună seara și mă bucur să fim împreună în 2022. Exact ceea ce ne spunea chiar și domnișoara doctor, atunci când o să ne păstrăm un sistem digestiv curat, o să mai avem încă un plus. Vom elimina din kilogramele în plus. Și atunci avem aceste suplimente de la Tiens care ne vor ajuta să eliminăm din tot ce înseamnă partea de toxine, ne vom regla tranzitul intestinal și vom aduce și în acest mod vom reuși să aducem și un aport de nutrienți în organism. Primul produs despre care o să vă vorbesc în această seară, el este obținut din carapacea crabilor roșii, care sunt recoltați din apele nepoluate din Alaska. El are un rol de detoxifiere și reglează pH-ul în organism. Este ușor asimilat de organism cu ajutorul enzimelor. Are rolul de a bloca absorpția lipidelor, compactându-le într-o masă nedigerabilă și are o foarte mare putere de absorpție. După ce se dizolvă, chitosanul se transformă într-o substanță gelatinoasă, fiind un bun absorbant. Deci colectează tot ce înseamnă partea de grăsim de pe vasele de sânge, de pe fiecare celulă a corpului nostru, unde este ceva toxic. Are capacitatea de a reduce colesterolul LDL. Și astfel ajută la scăderea tensiunii arteriale. El acționează la nivelul întregului organism și astfel ne ajută să ne reducem și greutatea corporală. Toate persoanele care consumă acest supliment au ajuns să atingă, adică să își atingă acele kilograme pe care și le doresc. Da? Pentru că el accelerează tranzitul intestinal și reduce riscul de constipație. Mai are rolul de a stimula funcția pancreatică și crește secreția de insulină. Deci persoanele care sunt cu probleme de diabet pot să îl introducă în zi de zi, să ia două capsule dimineața la prima oră când se trezesc și două capsule seara la culcare. Ajută și la detoxifierea ficatului și ajută foarte repede la vindecarea celulelor vătămate. Are foarte mult colagen, conține colagen. De aceea, dacă avem o rană, dacă sunt persoane care au probleme de varice și s-a spart un vas de sânge, dacă se presară praf de
chitosan pe zona respectivă se va vindeca foarte repede, chiar și pe arsuri. Da? Dacă presărăm praf de chitosan, se va reface foarte repede țesutul. Ajută și întărește sistemul imunitar. Are un rol foarte important de a elimina metalele grele, tot ce înseamnă pesticide, alcool și alte gudroane. Acum, în atmosferă, suntem poluați și alimentația este plină de pesticide și atunci este un produs de mare ajutor. Are efect antibacterian, hemostatic și cicatrizant, cum v-am zis, adineauri. Iarăși un factor, adică un rol important îl are în a elimina toxinele decât din celulele canceroase. Pentru că el, atunci când îl administrăm, măcar de două ori pe zi, are rolul de a regla pH-ul în organism, creează alcalinitate în organism. El are o foarte bună afinitate celulară și nu există reacții de respingere din partea organismului, deci el este non-toxic, da? Este un produs fără efecte secundare. Următorul produs pe care am să vi-l prezint este digest natural. Acest produs este un supliment alimentar care conține prebiotice și probiotice, conține celuloză vegetală, pectină din mere, inulină, semințe de in, anason, bifidobacterii și lactobacillus acidophilus. El este indicat în echilibrarea florei intestinale și astfel reglează echilibrul dintre cele două tipuri de bacterii pe care noi le avem în intestin. Da? Pentru că cele care sunt rele, bacteriile rele, dacă sunt într-o cantitate mai mare, atunci favorizează starea de boală. Cele bune ne ajută să avem un sistem digestiv sănătos. Iarăși, ele ajută, au rolul de a controla imunitatea în organism. Da? Vorbim aici de, așa, de bacteriile bune. Fibrele îmbunătățesc, vă rog slide-ul, așa, mulțumesc. Fibrele au rolul de a îmbunătăți peristaltismul intestinal și ajută la a avea un tranzit intestinal ușor, eliminând flatulența și ameliorează digestia. Bacteriile probiotice sunt cele care suplimentează flora intestinală și care populează tractul digestiv. Pectina este cea care echilibrează nivelurile colesterolului din sânge dacă administrăm cel puțin 6 grame de pectină pe zi, ceea ce există în 3 tablete de, așa, de digest. Este bine să le luăm la 15-20 de minute după ce am mâncat. Aceste tablete, semințele de in sunt un agent gastroprotector care conțin minerale și vitaminele din semințele de in contribuie la metabolizarea corectă a mai multor substanțe. El este indicat în tot ce înseamnă probleme ale stomacului, pe duoden, gastrită, colită ulcerativă, intoxicații alimentare și ne ajută în drenarea vezicii biliare. Aici vorbesc despre digest, care sunt aici, da? Care sunt beneficiile lui. Și poate fi folosit pe leziuni neoplazice ale colonului și rectului și diverticuri colonici. Adică persoanele care au probleme pe colon, poate să îl folosească cu succes. Da? Și acum o să vorbesc despre FOS, care este un produs de top și acesta și îl recomand pe constipații. De ce? Pentru că fructooligozaharidele, deci prescurtat
fos, da? Sunt carbohidrați ce se regăsesc în mod natural în concentrații foarte scăzute în alimente. Noi regăsim acestea în sfeclă roșie, în anghinare, cicoare, banane. Da? Dacă consumăm zilnic, acestea favorizează dezvoltarea bacteriilor bune din tractul intestinal. Rolul acestora este de a menține sănătatea intestinelor și combat bacteriile rele. Vă dau un exemplu, cum ar fi E. coli, Clostridium sau Salmonella. Fosul are un gust dulce și seamănă la gust ca o miere, exact ca și mierea, da? Și are doar 10 calorii, ceea ce ne ajută, eu îl recomand, chiar și pe acele cure de reglare a greutății corporale. Merge foarte bine împreună cu chitosan, cu digest, da? Adăugăm și acest fos. El este folosit în Japonia de foarte mulți ani ca și supliment alimentar și este un aliment funcțional pentru sănătate. Un produs care ne ajută în reglarea corporală este și calciul. Și am să vă spun câteva cuvinte despre calciul de la Tiens, pentru că atunci când începem partea de detoxifiere, avem nevoie să venim și cu partea de remineralizare a organismului. Da? Acest calciu de la Tiens este din sursă organică, se asimilează foarte ușor, până la 95% și are un conținut ridicat de calciu ionic și proteine. Are foarte multe oligoelemente, minerale și vitamine, acest calciu nutritiv. El este din pulbere de calciu enzimolitică, de calciu din oase. Da? Este un acetat de calciu. Are tot complexul de B-uri, conține vitamina A, E, C, D, conține vitamina K, care este foarte importantă în menținerea oaselor sănătoase și în coagularea sângelui. Mai are microelemente, magneziu, fier, cupru, iod. Și rolul lui este de a susține procesele metabolice, inclusiv și a sistemului imunitar. Da. El este indispensabil pentru desfășurarea corectă a numeroase procese care sunt care au loc în organismul nostru. Are hidroxiapatită de calciu microcristalină, conține proteină din colostru, are fibre de ovăz, conține izomalto-oligozaharide, are inulină din cicoare. Conține vitamina D3, vitamina K, v-am spus, și sare de magneziu de origine marină. Ce face calciul la nivel digestiv? El reglează funcționarea enzimilor implicate în digestia lipidelor și a proteinei. El are foarte multe funcții în organismul nostru și într-o altă prezentare o să vorbim mai mult despre importanța calciului în organism. Eu vă mulțumesc pentru atenție.